dumneavoastră, domiciliu sau la punctul de lucru și vă stă la dispoziție cu organizări de evenimente atât în oraș cât și în împrejurimile regiunului. Mese festive, botezuri, agape. La Mitică. Masa ca la mama acasă. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice. Rate plătite direct în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Nou. 3 rate fără dobândă. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes. Universul electrocasnice. Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Dacă-i uitați pe toți cei dragi, lăsați cu bune rămas. Atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă-i uitați pe toți cei dragi, lăsați cu bune rămas. Atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Esențial de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună cele mai importante știri ale săptămânii care se încheie astăzi. Am avut din nou o săptămână bogată în evenimente. Au început colindele și vânzările ilegale de petarde. Reghinii au început pregătirile de sărbători. Campania pentru Norachifor și-a anunțat programul pentru săptămâna viitoare și irlandezul Peter Harley a venit personal la Reghin pentru lansarea cărții sale. Despre toate acestea vorbim acum la Esențial de Reghin. Luni am avut parte la Reghin de prima ninsoare abundentă din această iarnă, dar care nu i-a luat pe nepregătite pe drumarii reghineni. Comandamentul de iarnă s-a aflat la datorie și a acționat cu utilaje și cu material antiderapant. Echipele de lucru au fost prezente în special pe străzile aflate în pericol de înzăpezire. Totodată, reprezentanții administrației locale au atras atenția tuturor reghinenilor să își curețe trotuarele din apropierea imobilelor. De asemenea, potrivit unei hotărâri de Consiliul Local, este interzisă scoaterea zăpezii din curți și aruncarea acesteia pe partea carosabilă. Da.
dacă prima zăpadă este un prilej de bucurie pentru cei mici, dar și pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Nu același lucru îl reprezintă și pentru șoferi. Luni la Reghin a căzut prima ninsoare mai abundentă din această iarnă, dar acest fapt nu a constituit o problemă pentru angajații secției drumuri și poduri, responsabili cu dezăpezirea. Ziua de ieri nu a reprezentat o problemă pentru primăria Reghin. S-a intervenit pe străzile principale și pe cele secundare, prioritare fiind străzile cu pericol de înzăpezire sau de alunecare, și anume Bujorului, Călărașilor, Pandurilor, Spitalului, Sării, Toamnei și Vânătorilor. S-a acționat cu utilaje cu lamă, împrăștindu-se de asemenea material antiderapant. Reprezentanții administrației locale atrag încă o dată atenția tuturor reghinenilor să își curețe trotuarele din apropierea imobilelor. Pe această cale rugăm proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor să asigure curățarea trotuarelor de gheață și de zăpadă, precum și să execută desfundarea rigolelor. Trebuie să precizăm că această zăpadă rezultată și gheața trebuie scoasă la marginea trotuarelor, a bordurilor, la 30 de centimetri de bordurile de trotuar, lăsând libere gurile de scurgere ale canalelor. Acest lucru trebuie să nu stânjenească circulația autovehiculelor pe carosabil. De asemenea, potrivit unei hotărâri de Consiliul Local, este interzisă scoaterea zăpezii din curți și aruncarea acesteia pe partea carosabilă. Cetele de colindători au pornit deja din casă în casă pentru a vesti bucuria nașterii Mântuitorului. Pentru un grup de elevi și profesori de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3, Sam Reghin, prima oprire a fost marți la o renumită fabrică de mobilă și canapele, instituție cu care școala se află într-o strânsă colaborare. Invitația a venit de la investitorul italian Enrico Bocci, aflat în vizită de lucru la Reghin. Colindătorii au fost răsplătiți cu daruri și cozonac, dar și cu aplauze. Și profesor de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3, Sam Reghin, a pornit la colindat. Prima oprire a fost marți, la o renumită fabrică de mobile și canapele, instituție cu care școala se află într-o strânsă colaborare. Invitația a venit chiar de la investitorul italian Enrico Bocci, aflat în vizită de lucru la Reghin. Gazdele au răsplătit colindătorii cu sucuri, cozonaci și cadouri, dar și cu emoția provocată de glasurile inocente de copii. A fost o bucurie foarte mare că am început colindul cu ei. Oricum, ei ne ajută absolut de fiecare dată, de câte ori avem nevoie de ceva, și este și firma care se implică în integrarea profesională, socioprofesională a absolvenților de la noi, de la școală. E questa tradizione molto bella a Natale, perché come tradizione natalizia, di ricordarsi anche dei bambini piccoli che hanno magari meno di noi, bisogna ricordarsi. Este o tradiție de Crăciun și acești copii trebuie să amintească de Crăciun și de tradiția de Crăciun în familie. Conform tradiției, nu putem să ratăm așa un eveniment. Crăciunul pentru toată lumea înseamnă și colindători. Nu știu dacă s-ar putea Crăciunul fără colindători și fără să primești colindători, să te bucuri de ei, să dai, să împarți. Și mai ales pentru cei care au avut mai puțin noroc în viață. Bucuria colindului a fost mare și pentru copiii centrului școlar, în aceeași măsură ca și pentru profesorii care i-au însoțit. Sunt fericiți, o parte din ei au mai fost în vizită în showroom, dar majoritatea nu. Deci a fost practic o bătălie cine să vină, cine să nu vină. Criteriul de selecția lor pe care se aducem a fost grupul, am ales grupul care se pregătește să meargă cu colindul și la primărie și la județ. Deci acesta a fost criteriul pentru care am adus copiii. Și oricum le mulțumim că ne-au invitat. Bucuria a fost mare nu numai pentru copii, și pentru noi. Să rămâne sănătoși, sănătoși și bucuroși, că ați ajuns ziua cea sfântă și în colindere se cântă. În
În această săptămână a fost făcut public programul pentru săptămâna viitoare al campaniei demarate pentru tânăra doctoriță care are nevoie de un transplant de măduvă. Persoane publice din Reghin vor deveni ospătari pentru 2 ore cu scopul de a colecta fonduri destinate Norechifor. Fondul comunitar Reghin organizează o serie de evenimente de strângere de fonduri pentru a o ajuta pe Norechifor, recent diagnosticată cu leucemie mieloblastică acută. Pe parcursul a 4 zile, din 16 și până pe 19 decembrie, la un binecunoscut club din Reghin, o serie de personalități reghinene cu spirit filantropic vor fi chelneri. Banii adunați din donațiile consumatorilor vor ajunge la transplantul de măduvă de care are nevoie Norechifor pentru a se vindeca. În proiect sunt implicați 6 realizatori de emisiuni de la Dareghin TV, care vor face pe ospătarii marți și miercuri. Norechifor îi unește pe reghineni. Cazul tânărului medic stomatolog diagnosticat cu leucemie a pus în acțiune și Fondul Comunitar Reghin, partea Fundației Comunitare Mureș. Organizația pune la cale o serie de evenimente de strângere de fonduri pentru a o ajuta pe Norechifor. Vă amintim că Nora are 33 de ani și după ce astă toamnă a plecat în Franța, a aflat că suferă de o formă de leucemie care se poate vindeca prin transplant de măduvă. Tânăra are nevoie de aproximativ 200.000 de euro, iar pentru a procura suma, reghinenii îi sar în ajutor. Astfel, pe parcursul a 4 zile, 16-19 decembrie, la un binecunoscut club din Reghin, o serie de personalități reghinene cu spirit filantropic vor fi chelneri în speranța strângerii de donații pentru transplantul Norechifor. Ideea s-a pus în aplicare de foarte multe fundații și noi, să spunem, am copiat-o de la un grup Rotary din Târgu Mureș care acum o implementează. Ne-am gândit că ar atrage oameni în Reghin, pentru că toți cei care vin să facă această nouă meserie pentru ei sunt cunoscuți și atunci ar putea promova mult mai bine cazul Norechifor. Un grup destul de mare, spun eu, de noi chelneri, vor servi clienții cu ceea ce comandă ei și vor fi încurajați să lase un bacșiș care se transformă evident într-o donație pentru cazul Norei. Dareghin TV participă la acest proiect cu 6 realizatori de emisiuni, care speră ca prin prestația lor să contribuie la colectarea sumei de bani necesară transplantului de măduvă. Nora are aceeași vârstă ca mine, 33 de ani, de la asta aș porni. Mă simt onorată că alături de colegii mei să putem participa, să putem contribui cumva la strângerea sumei necesare pentru operația de transplant. Colegii mei, Ovidiu Ilisan, Emeșe Ardelean, Ghiță Zileriu, Andreea Mileșan, Simina Cota, împreună vom fi în acest local pentru a ne aduna în jurul nostru cunoștințele noastre, persoane care știm că pot și vor contribui la sănătatea Norei. Și tot pentru a sprijini cazul Norechifor, în zilele de 22 și 23 decembrie se va organiza un târg cu vânzare de produse, iar sumele astfel colectate vor fi donate pentru operația de transplant. Târgul nu are neapărat o desfășurare și un prezentator, să spunem, cât vor fi câteva produse amplasate tot în acest local și lumea le va putea achiziționa pentru sume modice. Avem un grup de inițiativă condus de un prieten de-al nostru, Mircea Boariu, care în fiecare an colindă ca să strângă bani pentru diferite proiecte, în principal copii săraci. Anul acesta își va colinda prietenii ca să strângă bani pentru cazul Norechifor. În sinea mea mă gândeam, în atâtea boli, chiar leucemie? Și am intrat în coate leucemie și el a zis da. Mi-a spus, dar tu ești tânără și există șanse de vindecare. Sper cu ajutorul dumneavoastră să mă ajutați să merg în viața asta mai departe. Nora este prietena mea. Sunt alături de draga noastră Nora, fosta mea elevă, și vă aștept pe toți să fiți alături de ea. Sunt colega de bancă a Norei. Eu sunt alături de ea. Tu ești? Sunt vecinul Norei și vreau să o ajut. Fii alături de noi. Eu îi sunt alături. Știu că și voi veți fi. Împreună pentru Nora. Nici o iarnă fără obiecte pirotehnice interzise. Polițiștii din Reghin au prins o femeie de 21 de ani care oferea spre vânzare aproape 5.000 de petarde.
Femeia este din localitatea Fără Gău și oferea spre comercializare fără drept articole pirotehnice. Asupra ei au fost găsite 4.820 de petarde, care au fost confiscate. Tânăra s-a ales cu dosar penal pentru punerea în vânzare de articole pirotehnice fără drept și evaziune fiscală. Polițiștii atrag atenția că legislația este severă în aceste cazuri. Chiar dacă noaptea de Revelion e încă departe, comercianții ilegali de produse pe bază de material pirotehnic și-au făcut apariția. Polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Reghin se aflau în timpul unor activități de verificare, când au identificat pe strada Sării din Reghin o femeie de 21 de ani domiciliată în Fără Gău, care deținea în vederea comercializării 4.820 de petarde. Asupra femeii au fost găsite și 5 pachete de țigări cu timbru în limba slavonă. Prevederile legale în materie spun că orice operațiune cu astfel de materiale, și aici ne referim la producere, transport, deținere, comercializare, se efectuează doar de către persoanele autorizate. În materie de artificii, este permisă comercializarea și folosirea acestor artificii care fac parte doar din categoria întâia. Acestea sunt cele care prezintă un pericol redus în manipularea și folosirea acestora. Artificiile sau materialele pirotehnice din clasele 2, 3 și 4 sunt interzise. De asemenea, sunt interzise cu desăvârșire comercializarea și folosirea pocnitorilor și petardelor. În cazul femeii de 21 de ani, bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către Biroul de Investigații Criminale, cu suspecta în stare de libertate. Acuzația care îi se aduce este de săvârșirea infracțiunilor de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept și evaziune fiscală. În pragul sărbătorilor de iarnă, acțiunile caritabile ale Clubului Rotary Reghin se intensifică. Un nou proiect cu impact social este în plină desfășurare și se adresează elevilor din clasele pregătitoare și clasele întâi. Membrii Clubului Reghinean le oferă acestora un pachet care conține periuță și pastă de dinți, dar și un material didactic despre sănătatea dentară. Scopul este evident acela de a-i stimula pe cei mici să nu uite cât de importantă este igiena bucală și atenția acordată dinților. În paralel cu acest proiect continuă și dezbaterile de orientare profesională pe care membrii Clubului Rotary le poartă cu elevii claselor a 12-a din municipiu. Ați auzit de Clubul Rotary, nu așa-i? Uite, acum reușesc să vii prezint. Sunt doi colegi de-ai mei de la Clubul Rotary și s-au gândit să vă aducă câte o periuță de dinți, o pastă de dinți, ca să fiți mult mai interesat să vă spălați măseluțele în fiecare zi, să vedeți cât e de bine să fii sănătos. În plină luna a cadourilor, acțiunile caritabile ale Clubului Rotary Reghin se intensifică. Acesta este un proiect cu impact social, derulat în clasele pregătitoare și clasele întâi, pentru a-i stimula pe cei mici să nu uite cât de importantă este igiena bucală și atenția acordată dinților. Membrii Clubului Reghinean le oferă un pachet. Este o periuță și o pastă de dinți și să vă spălați, cum ați spus, fiecare dimineață și fiecare seară, atunci când veți fi mari, să aveți dinții sănătoși și să nu trebuiască să ajungeți la stomatologie, da? Ce ai primit tu aici, Alex? Am primit un joc, o periuță de dinți, o pastă și... asta nu știu. Și le vei folosi? Da. Tu te speli pe dinți? Da, mă spăl. Dimineață. Și seara, nu? Și seara câteodată. Și cum procedezi? Cum trebuie să ne spălăm noi pe dinți? Punem pastă, dăm puțin prin apă și frecăm dinții. Cam cât timp? Păi 2-3 minute. Îmi iau un pic periuța și îmi pun pastă de dinți. Multă sau puțină? Puțină. Așa, apoi? Apoi mai clătesc un pic periuța și mă periesc pe dinți. Cât timp? Două, trei minute. De câte ori faci acest lucru pe zi? De două ori. De ce trebuie noi să ne spălăm pe dinți? De aia ca să dinții să fie curați.
Într-adevăr, copilașii noștri se spală pe dinți dimineața și seara, așa cum spun ei, uneori seara mai uită, dar primind o periuță nouă acum și o pastă nouă de dinți și o jucărie nouă în acest pachetel, vor fi mult mai interesați să o facă des și să nu uite că dacă ne îngrijim sănătatea, rezolvăm cea mai importantă problemă a sănătății, prevenția. Dacă este luna cadourilor, acțiunile Rotary Reghin se îndreaptă cu precădere spre copii, iar alături de daruri, aceștia primesc și sfaturi educative. Ne-am gândit împreună cu colegii de la Rotary la sănătatea copiilor noștri. Am încercat pentru toți copiii din clasa 0, clasa 1 în primul rând, urmă vom continua și cu celelalte clase, o mică atenționare spre binele lor și spre sănătatea lor, cum spuneam, pasta de dinți, periuța de dinți, educația care include sănătatea copiilor noștri. Este foarte important să încercăm de mici să-i educăm, să le explicăm ce au de făcut pentru a evolua frumos și sănătos, minte sănătoasă într-un corp sănătos. Acesta nu este singurul proiect derulat în luna decembrie de Rotary Reghin. În paralel, continuă și dezbaterile de orientare profesională pe care membrii clubului le poartă cu elevii claselor a 12-a din municipiu. Cazul Norei Chifor aduce o adevărată revoluție pentru registrul donatorilor de celule STEM. De când se mediatizează povestea Norei, românii au devenit mai interesați să afle cum pot deveni donatori. Deja zeci de oameni s-au prezentat la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Târgu Mureș pentru a se supune analizelor necesare prin prelevarea unei probe de sânge. Campania de informare continuă, iar reprezentantul centrului va sosi și la Reghin pentru a sta de vorbă cu cei interesați de acest subiect. Românii se mobilizează în cazul Norei Chifor. Nu doar că se organizează acțiuni caritabile pentru colectarea fondurilor necesare operației de transplant de măduvă, dar se caută și donator compatibil. Nora are nevoie de un transplant de măduvă cât se poate de urgent, iar acest lucru înseamnă descoperirea unui donator 100% compatibil. La momentul descoperirii bolii, existau doar 46 de persoane cuprinse în Registrul Mondial al Donatorilor care ar fi fost potriviți pentru a o ajuta pe Nora. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Târgu Mureș a primit deja mai mulți oameni interesați să participe la procedura de înregistrare ca donator. Înscrierea în acest registru dă o șansă unor oameni pentru care timpul este esențial. Când vorbim de boli ale sângelui, vorbim de zile și noi îi putem ajuta, le putem prelungi viața printr-un gest mic pentru noi, dar extrem de important pentru ei. Există câțiva pași care se urmează până să putem ajuta efectiv un pacient. Important este să ne dorim să facem parte din acest Registru Național de Donatori de Celule STEM. Nu înseamnă automat că noi vom și dona celule STEM. Până la acel gest de a le fi prelevate celulele STEM hematopoietice, este o cale lungă. Trebuie făcute niște teste de compatibilitate și abia dacă noi suntem compatibili cu un bolnav de leucemie, abia atunci se trece la prelevarea acestor celule STEM hematopoietice. Conform procedurii, e nevoie doar de prelevarea unei probe de sânge, care nu implică niciun cost din partea celui care se prezinte pentru a fi luat în evidență ca posibil donator. Persoana care dorește să se înscrie nu trebuie să facă absolut nicio cheltuială. Deci nu trebuie să-și facă testele pe banii lui, nu trebuie să dea niciun ban. Deci pur și simplu toate aceste lucruri sunt suportate de Ministerul Sănătății. Ceea ce trebuie să facă este să dorească să ajute un om. Reprezentantul Fondului Comunitar Reghin, Ștefan Molnar, spune că sunt deja cel puțin 30 de reghineni care se gândesc serios să devină donatori. Pentru aceștia și pentru cei care doresc să afle mai multe despre procedura legală, reprezentanții Centrului de Transfuzii din Târgu Mureș se pregătesc să vină la Reghin, dar și în alte municipii unde sunt solicitați pentru informații suplimentare. Irlandezul Peter Harley este stabilit în România de 20 de ani. De 5 ani a început să cerceteze lumea satului românesc și s-a îndrăgostit de aceasta. Din acest motiv a demarat un proiect care încearcă să scoată în evidență tradițiile și obiceiurile noastre. Proiectul include și cartea Drumul Crucilor, The Way of Crosses, care descrie călătoria acestuia pe jos de la cimitirul Vesel din Săpânța la București, efectuată în 2012. Peter Harley se află în acest an în turneul de promovare al cărții
cărții, ce a inclus și Reginul, unde a poposit vineri 13 decembrie. Cartea a fost prezentată de o mai veche cunoștință a sa, Tiberiu Ștef, directorul unui centru de instruire în agricultură din Târgu Mureș. Peter Harley a venit din Irlanda în România în urmă cu 20 de ani. A venit cu afaceri în țara noastră, conștient că va fi pentru totdeauna. Timp de 15 ani a condus o firmă de publicitate și sondare a pieței de consum. Apoi a renunțat să mai promoveze produse ce vin din afară către România. A luat hotărârea să arate străinilor ce are mai de preț țara care l-a adoptat. Acum 5 ani m-am cam deziluzionat cumva cu această industrie care promovează lucruri din străinătate către român și am schimbat ca să promoveze ce e bun despre România și așa am început să sap în personalități și povești despre România și am ajuns în scurt timp la satul românesc și am început să descoper ce înseamnă această civilizație rurală straveche vie și încet încet după parcursul 5 ani, deci nu s-a întâmplat într-o zi, am devenit fiind convins că este o sursă foarte importantă a care se diferențiază pe România din alte țări. Povestea cărții se leagă de călătoria acestuia de la cimitirul Vesel din Săpânța la București, efectuată în 2012, în care a adunat bogăția satului românesc. Tiberiu Ștef, o mai veche cunoștință a sa, este cel care i-a prezentat cartea în cadrul lansării și este de părere că are toate șansele să devină un bestseller. Peter spune că această carte s-a născut la îndemnul preotului din satul Cristian, județul Brașov, la care a găsit adăpost de-a lungul drumului său după 450 de kilometri parcurși pe jos. Așa a zis, când a auzit ce faceam, a zis, nu fi egoist, trebuie să scrie această experiență ca să-l împart cu celălalți. Și asta a fost pe 12 decembrie 2012. Am terminat 420 de kilometri din cei 650 când am ajuns la el și el mi-a zis asta. Și cam 8 zile mai târziu am ajuns în București și m-am dat seama că de fapt are dreptate, că prea mare să povestesc și prea important să nu fi povestit. E fenomenală, știam despre carte, așteptam cartea asta, părerea mea e un document. Dacă Badea Cărțan pe la 1896 o distribui peste 200.000 de cărți ca să deștepte țăranii noștri, globetrotterul României, de data asta avem un globetrotter la România, dar un irlandez, care îi doresc să vândă peste 200.000 de cărți. Eu i-am spus de la început, Peter va fi un bestseller. Viziunea lui, experiența lui unică trăită în România nu putea fi redată de către altcineva mai bine decât el. În anul 2012, Peter Harley a demarat un proiect finanțat din fonduri europene care presupunea o muncă de cercetare a satului românesc. Timp de o lună a străbătut pe jos drumul de la cimitirul Vesel din Săpânța până la Muzeul Național al Țăranului Român, parcurgând câte 30 de kilometri pe zi. Nu întâmplător și-a intitulat cartea Drumul Crucilor. Este vorba despre crucile și oamenii întâlniți de-a lungul drumului său prin satele românești. Pe parcursul drumului am început să observ, deci era așa de prezent cum voi împodobiți țara, cum ar fi, cu tot fel de expresiile artistică legate de credință. Așa este absolut deosebit. Când nu-l vezi, te simți lipsă. Când îl vezi, te încarcă, mai ales când ești călător pe drum. Dar nu numai artă vizuală care am văzut pe drum, artă religioasă, cumva în aer liber, care vezi pe drum, dar și poveștile oamenii cu care îi întâlnesc pe drum, fiecare cu crucea lui, fiecare reprezentând comunitatea lui. Peter Harley coordonează proiectul Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, prin care scoate în evidență tradițiile din România. El încearcă să convingă românii de responsabilitatea pe care o au de a păstra vii aceste obiceiuri. În acest an, irlandezul a pornit într-o altă călătorie, de prezentare a cărții. Turneul a început la Muzeul Țăranului Român din București, apoi a cuprins orașele Brașov și Odorheiul Secuiesc. De la Reghin a plecat la Cluj-Napoca, Bistrița, Vatra Dornei, Sighetul Marmației, Baia Mare și, în final, la Săpânța, exact la un an când își finaliza călătoria pe jos.
Doamnelor, domnilor, retrospectiva informativă a acestei săptămâni se încheie aici. Vă doresc o săptămână viitoare plină de bucurii și vă invit acum să rămâneți în fața televizoarelor. În câteva momente, cei mici au din nou întâlnire cu Moș Crăciun. Acesta va veni la noi în platou, îl vom pofti pe canapea și îl vom ține de vorbă până va suna telefonul. Așadar, pregătiți-vă să câștigați o jucărie în direct la Dareghin TV. Format 0365100116 și va răspunde Moș Crăciun în persoană. Profesionalism, siguranță, respect, profesional guard. Proiectare și instalare, monitorizare video, monitorizarea permanentă a sistemului de alarmare, intervenție operativă a echipajelor, însoțire transport valori, paza și protecția obiectivelor civile și industriale. Profesional guard, securitatea și siguranța dumneavoastră. Cazane pe combustibil solid Atmos și Wisman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Wisman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servis în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului numărul 1 sau la telefon 0265 307 221. Delta Term. Noi vă tratăm cu căldură. Adidas vă oferă acum o gamă variată de produse pentru adulți și copii. Acum, în incinta magazinului Adidas, găsiți o gamă bogată de bijuterii din aur și argint. Vino la noi, în cartierul Libertății, bloc 2. Complexul turistic AIB, restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir, hotel de 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial. Sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIBA. Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
sunt Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru regineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Dar de iarnă, doamnelor, domnilor și mai ales dragi copii, ce poate să fie mai frumos ca dar de iarnă decât zăpada? Ei bine, mai frumos decât darul de iarnă zăpadă este darul pe care îl aduce Moș Crăciun. Pentru că vine Crăciunul, pentru că toți copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun, noi ne-am gândit să-l invităm aici și vom face asta în fiecare seară la ora 18 și 30 de minute sau 6 și jumătate și îl vom provoca să ofere cadouri copiilor care dau telefon. Moșule, ca să nu mai lungesc, bună seara, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara, dragi copii! A venit cu sănioara peste Moșu, peste voi, încărcat cu jucării pentru voi, dragi copii! Jucăria este întotdeauna binevenită, să știți, nu doar pentru copii, ci și pentru cei mari, dar recunosc că cei mici sunt cei mai interesați. Moșule, vreau să-ți spun că era sunat telefonul într-o veselie și după ce ai plecat, noi le-am explicat apoi copiilor că ești în reluare, dar că te întorci astăzi și vei veni și mâine, deci copiii te iubesc foarte, foarte tare. Acum rămâne să vedem ce știu să facă pentru acel cadou. Să vedem cine intră în direct ca să poată să vorbească cu Moșu. Păi haideți să spunem un număr de telefon. Numărul nostru de telefon este 0365100116. Puneți mâna pe telefon, sunați și vă răspunde Moșul în persoană. Avem deja un telefon, deci putem să spunem alo. 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 S-a intimidat copilul. Ori a plecat. Mai încercăm o dată. Alo? Cine e acolo? Se pare că a plecat, dar sună din nou. Oricum, ceea ce trebuie să știe copiii este faptul că ei trebuie să spună ceva moșului, nu? Da, o poezie, să... un cântecel. Ceva, orice, ca să dovedească că merită. Și e cu minte. Eu spiriduș om lapi la fiecare pe acasă și mie mi-a spus care copilul e cu minte, care a fost rău, că mai sunt și copii răi. Mai sunt. Dar să știi, moșule, că toți copiii pot să devină buni. Da. Așa, da. Numai să-și dorească. Să-și dorească. Cum sunt? Avem un telefon. Din nou. Spunem din nou, alo? 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 Este cineva? Alo? Alo? Bună seara! Cine ești? Cum te cheamă? Lara. Mara și mai cum ea spune la Moșu, Mara. Lara Maria Șerdean. Șerdean. Și câți ani ai tu, Mara? Câți ani ai? 5 ani. Moșule, 5 ani. Acum de emoții nu poate să răspundă ea la întrebări atât de complicate. Da, îți place de Moșu? Da. Îl aștepți? Da. Știi o poezie drăguță așa pentru Moș?
Da. Hai să auzim. Moș Crăciun cu bete talpe a sosit de prin nămeți și mi-aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, bravo! Când povestește că-n toți anii negreșit Moș Crăciun vivea sosește, că-n toți anii negreșit Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo! Bravo, Mara, bravo! Bravo, bravo! Moșule, îi dăm ceva la Mara? Îi dăm la Mara, Mara? Uite, moșu, Lara. Lara? Lara. Ea pe moșu n-aude bine, că e cam bătrân. Moșu a dus o jucărie, mai multe jucării, la magazinul Chic Pitic. Acolo la Pipa, magazinul la mare, moșu acolo are toate jucăriile. Începând de data de marți, de la ora 2 până la 6, 14, 18, poți să mergi să-ți regiști premiul, împreună cu părinte, cu tăticul, cu mămica, cu cine vrei tu. Bine, Lara? Da. Da. Bine, Lara, și mulțumim tare mult că ne-ai sunat. Îți dorim să mai vină moșul la tine până de Crăciun de foarte multe ori, pentru că cu cât vine mai mult, cu atât e mai frumos și mai strălucitor Crăciunul. Noi mai luăm niște telefoane, moșule, pentru că copiii sunt tare interesați. Interesați și sunt interesați mai mult pentru jucărie, eu așa cred. Cum e când ți se cântă așa de frumos Moș Crăciun, cuplete? Îmi crește inima când amintesc că și eu am fost copil mic, și eu am fost mică, și moșul a fost mică, nu crezi cu mare dintr-una. Și acum mă gândesc la copilăria mea cum a fost înainte. Da, cred că e plăcut, da, să-ți cânte. Da, asta a fost de mult, de mult, Da, bănesc că tare de mult trebuie, da, să fi fost. Mai avem un telefon și îți propun să luăm și pe acesta. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Vlad Alexandra. Vlad Alexandra. Unde locuiești tu, Alexandra? În Reghin. În Reghin. Și câți ani ai tu, păpușă mică? 7 ani. 7 ani? Oh, ești mare! Ești mare! Umbli la școală? Da. Ești clasa întâia? Da. Și acolo în carnet, ce note avem noi în carnet, puiul vostru? Sebe și Sebe cu steluță. Bravo, înseamnă că înveți bine. La ce școală înveți tu, păpușă mică? Generală 7. Șase? Ei, moșule. Da. Ei, moșul, v-am spus că moșul e cam bătrân și n-aude bine. Da, Alexandra, îi spui tu la moșul o poezie sau un cântecel? Da. Să audă moșul, dar tare, așa. Moșule, tu ești drag, ca ești un și drag, vrei să-mi lași cadou sub brad, iar ei voi trimite un pupic. Mulțumesc. Dar mai arată, tu-ți ascult părinții, adică la Alexandra. Alexandra? Da. Ascult de părinți și ești cu minte? Da. Bun. Atunci merită o jucărie, surpriză. Începând de marți o găsești la magazinul Chic Pitic. Știi unde e magazinul ăsta? Nu, dar știe mami. Știe mami sau tati, știe. Acolo la Pipa, pe colț. Acolo e magazinul la mare cu etaj. Acolo descărca moșul Sania cu toate jucăriile care le-am adus printr-un orașul Reghi. În fiecare oraș am câte un magazin unde descarc jucăriile. Bine, păpușă mică? Bine. La revedere, pa! La vedere! Să fii cu minte, da? Da! Pa, Alexandra! Pa, la revedere! La revedere! 0365100116. Copiii din Reghin chiar se uită la televizor, da, și chiar îl așteaptă pe Moș Crăciun, ceea ce e tare frumos și tare, da, bine, pentru că moșul vine întotdeauna. Întotdeauna vine moșul, fiecare an, cu ce poate, el lucrează un an de zile, lucrez la jucării cu spiridușe și cu căciunițele mele. Eu după Crăciun încep iară printr-o anul ce vine să fac jucării cât mai frumoasă, tot felul de jucării face. Copiii să-mi scrie scrisoarea din timp, sau care nu știu, scrie o pune pe mămica, pe tatică, sau pot să deseneze, sigur care. Că da. Dar sunt bebelași mici care săraci încă nu. Aia, moșul ăia le aduce jucării pentru bebelași mici. Cam fiecare după vârsta lui primește jucăriile. Avem încă un telefon. Am spus eu că... Extraordinar. Da, copiii se grăbesc să te întâlnească. Se prindă.
Alo. Alo. Sunt Luca Mara Ioana. Oh. Mara. Mara, care aduce primăvara. Ia spune-te la moșu, câți ani ai, păpușă mică? Am 5 ani. 5 ani. Și ești la cămin? Da. La care cămin umbli tu, păpușă? Păi... la cramă. La cramă, la, lângă cramă, nu la cramă. La cramă, ala m-au zis că e magazin de băutură. La grădinița 2. Da, așa, da, grădinița 2. Acolo, la grădinița 2, ați învățat poezii? Da. Și știi? Da. Uite, de la tine vreau să aud o poezie sau un cântecel cel mai frumos. Bine. Da, ia să audem. Moș Crăciun, cuplete dar, a sosit de prin omeți și ne-aduce daruri multe, da, fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrâni se povestește că-n toți anii negreșiți Moș Crăciun la noi sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Ce frumos! Bravo! 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 Ești puțin emoționată, da, Mara? Alexandra. Mara? Mara? Da! Cred. Ești emoționată, da? L-ai mai întâlnit vreodată pe Moș Crăciun? Nu! Nu, e, uite, acum chiar ai vorbit cu el. M-am grăbit, s-a lăsat numai dulciurile, jucăriile și am plecat. Da, niciodată n-ai stat, no. Moșule. E, acum merită și Mara, da, o jucărioară? Și mă arată tot o jucărioară surpriză, tot de la magazinul Chic Pictic, tot de acolo, adică, începând de marți. Mara, Moș Nicolae a fost la tine? Da. Ți-a adus o jordică? Nu. Dar eu mi-a spus un spiriduș de-a meu că tu nu cam ești cu minte și nu cam vrei să mănânci, drept? Aoleu. Câteodată așa. Ești cu minte. Da, înseamnă minte spiridușul? Întotdeauna, recunoaște acum. Te-am păcălit. M-a păcălit spiridușul. A, ce-i fac acum la spiridușul ăla, am să-l prind de urechi. Da, bine, deci mai înțeles unde găsă jucăriile, da? Da. Dacă te roagă moșul, mai știi o poezie să-i spui? Cine șoptește acolo, bămica? Nu mai știu poezie. Dar ce știi? Cântecel știi? E, lasă, că nu-i nicio problemă, o să înveți pentru la anul, ești mai mare. Mara. Tu ești o drăguță și ai sunat, ești o curajoasă, ți-ai învins emoțiile, dar uite că nu a fost degeaba, pentru că marți o să te duci cu mami și o să-ți ridici acea jucărie, care cu siguranță va fi una frumoasă, este o jucărie surpriză, așa cum vor primi toți copiii. O seară plăcută le dorim tuturor copiilor. Moșule, îți propun să ne oprim pentru că spațiul acesta este limitat și ca să nu sticăm surpriza pentru mâine, pentru mâine, poi mâine. Acum ați grăbit că trebuie să mă duc în altora. Sania, Curenii, mă așteaptă, fac și trebuie să plec. Altcum aș mai sta, n-avem ce face. Da, acum noi îți mulțumim că te străduiești și că vii în fiecare seară. Vă mulțumesc. Copiii și eu că mă sunt tare, tare cu minți, da, și merită să vii. Păi, da, și venit fiecare aici, seară. Da. Așa am văzut că sunt copii cu minți aici la Reghin și atunci zic, să vin să le fac surprize cu jucării, cu ce... Și mă duc și seara de Crăciun atunci când umplu pe la fiecare copii pe acasă. Da, și le pui, deci, sub braț și atunci cadou mai multe. Asta numai câte o jucărie surpriză, așa pentru început. Ce vreau să te întreb eu, moșule, contează cât e de mare bradul sau contează cât de cuminte este copilașul? De, contează cât de cuminte e copilașul. Bradul poate să fie micuț, dar copilașul să fie cuminte. Deci musai să fiți cuminți ca să ajungă moșul și musai să sunați, sigur, dacă mai vreți să vorbiți cu moșul nostru. Acum îl lăsăm să plece. Vă mulțumim. Moșule, mulțumim. Vă mulțumesc și eu. La revedere, noapte bună, copii. Ne întâlnim pe mâine seară. Da, pa, la revedere! Thank you.
cauți cadoul ideal? Vino la PhotoSize, noul magazin din strada Petru Maior, numărul 32, lângă administrația financiară, unde vei găsi ultimele noutăți în materie de jucării și suveniruri pentru toate gusturile și toate buzunarele. Așteptăm și în magazinul din strada școlii numărul 1 pentru a alege cadoul ideal în luna cadourilor. Doar la PhotoSize. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE. Feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 26 august 2013 și 16 decembrie 2013, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uști PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, o combină frigorifică LG. Premiul 2, un televizor LED LG Full HD. Premiul 3, o mașină de spălat LG. 3 cuptoare cu microunde și 4 mașini de tocat. Tragerea la sorți va avea loc în data de 18 decembrie 2013. Detalii despre campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua, găsiți în locațiile din regiune. Strada Gării numărul 44, telefon 0265-511700 și în Toplița, strada Gării numerele 48, telefon 0266-342-128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Antrenează-te la un alt nivel cu Lex Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ale Gym. Respect pentru tine! Salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil.
dor de fulgii albi ce cad ușor, de bradul verde de Crăciun. Ce bine că ai venit acum, iarnă de tine mi-a fost dor. De fulgii albi ce cad ușor, de bradul verde de Crăciun, ce bine că ai venit acum. Iarnă bine ai venit, glas dulce de colind ne spune Crăciun fericit. Iarnă cu dalbe flori, cu mulți colindători, vă spune la mulți ani de sărbători. Cozonacii din cuptor, iarnă de tine mi-a fost dor. Un an întreg am așteptat, îmi era dor de colindat, de cozonacii din cuptor, iarnă de tine mi-a fost dor. Iarnă bine ai venit, glas dulce de colind ne spune Crăciun fericit. Iarnă cu dalbe flori, cu mulți colindători, vă spune la mulți ani de sărbători. Pot uita că an de an cu toți copiii colindam. Dar iată vremea a trecut, copilărie nu te uit, nu pot uita. Copiii colindam. Iarnă bine ai venit, glas dulce de colind ne spune Crăciun fericit. Iarnă cu dalbe flori, cu mulți colindători, vă spune la mulți ani de sărbători. Iarnă bine ai venit, glas dulce de colind ne spune Crăciun fericit. Iarnă cu dalbe flori, cu mulți colindători, vă spune la mulți ani de sărbători.
cadourilor cu Chic Pitic și Dare Ghin TV. Între 14 și 24 decembrie, Moș Crăciun va fi în direct la Dare Ghin TV. Sunați, dragii moșului, între orele 18:30, 19, intrați în direct, iar moșul va face cadou o jucărie de la Chic Pitic. Rubrica susținută de magazinul Chic Pitic, Reghin, strada Toamnei numărul 23, intersecția cu strada Sării. Cadouri pentru voi, dragii moșului! Spălătoria Olimpic. Cele mai atractive prețuri din zonă. Super promoție. Spălat auto interior-exterior plus bonus odorizant.